Conflict rezolvat cu lopata pe o stradă din Chișinău. Doi șoferi care nu au încăput pe același drum au rămas fără oglinzi retrovizorii la vehiculele pe care le conduceau. Imaginile au fost expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular. Potrivit sursei, totul a început la ieșirea din Chișinău pe strada Calea Ieșilor, după ce șoferul autobetonierei nu l-a lăsat pe celălalt conducător auto să-l depășească. Răfuiala a continuat chiar în trafic. La un moment dat, șoferul betonierei a lovit celălalt autovehicul în partea dreaptă pentru a-l depăși. După acest impact, bărbatul mașinii lovite a oprit la o stație pe amplasată pe strada pietreriei pentru a analiza pagubele suferite. Bărbatul care se afla la volanul betonierei a luat o rangă metalică, s-a apropiat de celălalt vehicul și a lovit în oglinda retrovizorie, distrugând-o. Enervat, celălalt șofer a scos o pată din portbagaj și s-a apropiat de autobetonieră. Da. Steclele. Ulterior, ambii bărbați au urcat în vehiculele lor și și-au continuat drumul. Deocamdată nu este clar cum s-a finalizat conflictul și nici dacă a fost sau nu sesizată poliția.